Primele reacții ale reprezentanților administrației locale în cazul înregistrărilor apărute în spațiul public cu o serie de convorbiri ale secretarului primăriei Irina Jitaru. În cadrul unei conferințe de presă, edilul municipiului a spus că în acest caz ar fi vorba de o infracțiune și are de gând să sesizeze organele de anchetă penală dacă cei care au fost înregistrați fără acordul lor nu vor depune o plângere. S-au făcut înregistrări în primăria municipiului Pașcani, înregistrările în această instituție sau înregistrările fără acceptul celor care sunt, din câte știu eu, sunt infracțiuni. Deci eu mă așteptam, dacă cineva este cumva, se simte lezat de înregistrările alea, să facă plângere penală până acum. Dacă nu se face o plângere penală, atunci voi face o plângere penală pentru aceste înregistrări și dacă în urma cercetărilor se va ajunge că s-au făcut și infracțiuni, procurorul o să-și facă treaba. Din punctul meu de vedere, simpla înregistrare fără acordul celor care sunt înregistrați este o infracțiune. Din ceea ce am citit eu, este absolvit de penalitate, sau să spunem, de faptă penală cel care a înregistrat dacă se descoperă o infracțiune în înregistrare. Dar, deocamdată, simpla înregistrare reprezintă o infracțiune, deci dacă nu se face plângeri în perioada următoare de către cei lezați, că au fost înregistrați, le face o plângere în calitate de conducător al instituției. Privitor la declarațiile secretarului primăriei în legătură cu modul de organizare a unor recente concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante, primarul Marius Pintilie a recunoscut că are suspiciuni și a precizat că analizează posibilitatea externalizării serviciului de recrutare a personalului, așa încât membrii comisiilor de examinare să fie din afara primăriei. Nu, sunt urme de îndoială, am văzut și eu ce ați publicat dumneavoastră, sunt urme de îndoială, vom lua o hotărâre în perioada următoare referitoare la organizarea de concursuri, dacă ne permite legislația să externalizăm aceste concursuri, în așa fel încât comisiile de evaluare a candidaților să fie din extern. Menționăm că un site de știri din Pașcani a publicat 3 secvențe audio cu precizările făcute de secretarul primăriei Irina Jitaru de față cu alți salariați despre modul de organizare a unor concursuri și despre un funcționar al instituției. Ea a lăsat să se înțeleagă că la proba interviu candidații pot fi notați în mod arbitrar în funcție de interesele unor membri ai comisiei. Deocamdată nu a fost făcut public cine și cum a făcut înregistrările ilegale în sediul primăriei apărute în presa locală.